Bună dimineața, dragii mei! Mihai Racovicioan, realizatorul emisiunii Cadastru pe înțelesul tuturor, și astăzi vom avea o ediție mai deosebită, pentru că l-avem invitat pe domnul director al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară al județului Suceava, domnul Vasile Mocanu, un prieten foarte cunoscut al emisiunii. Bine ați venit, domnule director! Bine v-am găsit! Bună ziua! Știm foarte bine că sunt cel puțin două evenimente pe care vreau să le comentăm astăzi, având în vedere faptul că ne aflăm într-o perioadă și în societatea civilă, dar și în domeniul nostru de activitate, tumultoasă, ca să fiu elegant și să nu vorbesc decât în cuvinte frumoase, dar tulburătoare, având în vedere faptul că se propun modificări structurale puternice cu efecte deosebite și putem spune că pot produce beneficii, însă cu o singură condiție: dacă se va organiza extrem de bine lucrurile, dacă se vor înțelege foarte bine toți termenii și, evident, dacă cei care vor utiliza noi parametri care se creează sau nouă paradigmă pe care o propunem vor citi și vor înțelege ce citesc. Greșesc cu ceva? Nu, e corect ceea ce spuneți. Legea geodezului, o dorință a profesiei noastre de ani de zile, care a avut chinurile facerii, ca să spun așa, foarte complicate, într-un final a ieșit, chiar dacă nu în forma cea mai dorită, dar ca orice lege necesită compromisuri ale părților implicate, ale celor care vor avea de aplicat și de suferit, să spun cu ghilimelele de rigoare, consecințele acesteia. Important este că a ieșit, profesia se reorganizează în același timp cu reorganizarea întregii societăți, dar și a tehnologiilor, pentru că dacă profesia de geodez la modul clasic, să spun așa cum o știam noi, generațiile noastre, a evoluat foarte mult și tehnologia a pătruns în ea și a automatizat foarte mult din profesie. În același timp, geodezul și profesia geodezului, ca și multe alte profesii, se îmbină tot mai mult și pot să spun chiar că vine peste geodez IT-ul, IT-istul și, de ce nu, în perspectivă, inteligența artificială. Deci trebuie să fim pregătiți să aplicăm toate acestea, pornind de la o bună organizare, organizare a căror pași, a căror lege, a căror structură este dată de legea geodezului. Haideți să vedem aici, domnul director. Haideți că aici nu o să vă las pe dumneavoastră să-mi țineți o cuvântare beton, tip politic. Aici vreau să fie o dezbatere între doi oameni care mai citesc și înțeleg și ce citesc. Constatarea mea, pot să zic așa, care mă dezamăgește, este faptul că extrem de mulți oameni în ultima perioadă de timp își doresc să fie șefi doar pe hârtie, fără să înțeleagă de fapt semnificația termenilor sau ceea ce citesc. Și chestiunea e foarte, foarte clar pentru mine, pentru simplu motiv că lucrurile merg spre o direcție în care trebuie să o corectăm. Și atunci o să încercăm în prima parte să încercăm să vorbim despre legea geodezului, iar în final o să vorbim despre ceea ce intră în producție. Lăsăm să spunem lucrurile cu producția mai încolo și o să despicăm câteva lucruri legate despre legea geodezului. De exemplu, această organizație care se numește Colegiul
Este o formă de organizare profesională, independentă, autonomă, apolitică, non-profit și de interes public. Vă dați seama câte sintagme sunt aici, vă dați seama ce reprezintă, de exemplu, organizație profesională. Organizație profesională din perspectiva mea. Și după aceea o să vă cer părerea și o să le luăm pe rând ca să traducem termenii ăștia, că sunt foarte importanți. Organizație profesională nu cred că trebuie să autorizeze din perspectiva mea, ci trebuie să creeze profesioniști. Trebuie să îngemâneze cei mai valoroși profesioniști din România. Trebuie și pe plan internațional, evident că nu se pune problema să segregăm aici. Trebuie să studieze, să pună la dispoziția tuturor membrilor care la ora actuală nu vor mai putea profesa dacă nu se înscriu aici, o nouă corvoadă, o nouă taxă, care sperăm să merite să fie plătită. Și nu cred că scopul principal al unor oameni slab pregătiți, unor oameni care se încadrează într-o categorie, n-ar vrea să-i definesc acum, este doar să autorizeze. Aici vin și spun următorul aspect. Din nefericire, oamenii nu înțeleg că, parcurgând o universitate, primește o calificare. În ultima perioadă de timp, nu știu cum e la dumneavoastră la Suceava, dumneavoastră fiind la nord, probabil că fiind atât de sus, nu puteți să vedeți firul ierbii, găsim profesori care nu-și mai fac treaba. Dacă cităm din ceea ce se identificau în anii trecuți la Universitatea de Geodezie din București, 39 de diplome false, angajați prin agenție, îmi spunea fostul șef al corpului de control, că s-a dus să elimine. Deci aici cred că trebuie lucrat în primul rând la nivel universitar, care din punctul meu de vedere este esența modernității. În universități trebuie să primeze calitatea, respectul față de absolut tot ce e în jur. Care e părerea dumneavoastră? Rolul universității este să formeze această clasă profesională? Evident, dintotdeauna a fost asta, dar dacă intrăm într-o scurtă analiză a acestei zone, vreau să spun că sunt în contact cu mediul universitar prin colegii mei care lucrează la Facultatea de Geodezie și problema vine de la nivelul liceului, iar dacă vorbim cu profesorii de liceu, ne vor spune că problema vine de la gimnaziu. Deci, întregul sistem de învățământ generează, dumneavoastră folosiți frecvent această sintagmă analfabet Nu funcțional. eu folosesc, iertați-mă, sunt studii care dovedesc de la Ministerul Educației. Nu dați vina pe mine, vă rog frumos. No, eu am reamintit acest lucru pentru că mie mi-e rușine de rușinea lor. Mie nu Mi-e mi-e rușine că rușine, avem atâția analfabeti funcționali și domnul că școala director. românească creează acești analfabeti funcționali. Problema atunci vine în momentul când ajung la liceu, nu știu teorema lui Pitagora, iar când ajung la facultate, nici atunci nu știu. E, Și acum vin și pun întrebarea. N-ar trebui să se umble în societate, în ansamblu, că suntem într-o perioadă de alegeri și nu putem să ne disociem, că noi nu facem parte din societatea românească, să se meargă la rădăcină și să meargă acolo, decât să ajungem într-o organizație profesionistă, profesională, cum vrem să-i spunem noi, și să vină să ne cenzureze un analfabet funcțional. Știți ce se întâmplă? Săptămâna trecută am avut sesiune de examen la Comisia de Autorizare de la noi, de la Oficiul Suceava. Și am constatat, ca să o iau mai jos, părerea mea este că autorizarea este dată de diploma universitară. Asta am vrut să aud de la dumneavoastră, pentru că așteptam. Nu mai trebuie să existe o comisie care să spună, bă, tu ești bun și tu nu ești bun. La Oficiul Suceava, numai cei care, unul, de exemplu, săptămâna aceasta, miercuri am avut
Comisia, sau marți, așa, a picat din simplu motiv că la categoria B, la proba practică, printre altele, spunea și nivelment geometric. Și a spus, scoate nivela și fă o drumuire de nivelment geometric. Și a spus că eu n-am făcut niciodată și nu știu să lucrez cu nivela. Băi, fratele meu, absolvent de facultate, și a zis că nu fac proba practică pentru că nu știu să citesc la stadii, nu știu să citesc pe mira de nivelment. Păi despre ce vorbim? Și deci atunci ce facem? Promovăm profesorii universitari să conducă, întreb domnul director. Numai puțin, stați un pic aici. Atunci promovăm profesorul universitar să-și continue această destrăbălare. În ce sens? În care să nu promovăm studenți de valoare? Domn profesor, vreau să vă mai spun că colegii de-ai mei care pasionați de profesie, dar fără diplome, îmi povesteau ce frumos este să meargă în sesiune, în învățământ la distanță, nu o să dau universitatea, așa, la învățământ la distanță, că scapă de acasă în sesiune, de nevastă, stau acolo, cu o zi înainte de examen profesorul le prezintă subiectele, ei prezintă atenția pe care o acordă profesorului și a doua zi acelea subiecte le dau. Și concursul este din memorie. Cine ține mai bine subiectele care le-au discutat cu o zi înainte. Ăsta este nivelul Deci unor haideți să nu diplome pe care insistăm le pe avem. subiectul ăsta, pentru că putem trage o mică concluzie și vreau să-l introduc și pe domnul Dămăcuș, că a intrat și domnia sa. Bună dimineața, domnul Ghiță! Bună dimineața, bine v-am găsit! Bună dimineața, te salut! Deci, discutăm, Ghiță, pe subiectul ăsta, organizare profesională, și de ce spunem că ne trebuie un profil de președinte, nu unul de la universități. Trebuie să căutăm unul care e practician, care e foarte valoros, care ați văzut, dacă dumneavoastră, ați spus dumneavoastră, n-am spus eu. Se pare că acolo, dacă nu vom înțelege, chiar dacă se vor supăra pe mine, și am să supăr pe cât mai mult, să le spunem adevărul, că adevărul ne scoate liberi. Și ne face să înțelegem un lucru. Eu salut, atenție, organizarea profesiei, dar nu în orice condiții. Și nici pentru a crea un favoritism care de 20 de ani se luptă pentru a crea o nouă sectă, negri pe plantație, adică unele firme mari să ia lucrările și subcontractorii să fie cei de la județe, cum sunt și băieții dumneavoastră de la Suceava sau de la Timiș sau de pe oriunde. Nu mi se pare corect, această chestiune nu face parte din democrație și din civilizație. Ce zici, Ghiță? În primul rând, va trebui să fie un bun administrator. Pe lângă faptul că trebuie să cunoască meseria, fiindcă este pentru prima dată această meserie va fi organizată, va trebui să fie un bun organizator. Nu uitați, trebuie să-ți precizez un lucru. Noi am discutat despre colegiu ca formă de organizare profesională, independent, autonomă, politică, non-profit și de interes public. Aceste sintagme le analizăm și nu mergem să spunem despre președinte. Ca organizație profesională, trebuie să ne alegem un președinte care trebuie să ne reprezinte, care să ne garanteze că lucrurile sunt bine construite, că el are un proiect de management pe 4 ani de zile, că este capabil să dovedească că nu a procedat la școală cum a procedat domnul director să ne spună poveste, o poveste din nefericire tristă. Asta este ideea. Organizația profesională trebuie să adune în jurul ei toată tehnologia modernă, nu să autorizeze, nu asta e scopul principal, ci să ne ridice nivelul profesional. Care este opinia ta pentru o organizație profesională? Ce pot să spun? Clar că trebuie să fie, în primul rând, un om onest, integru. Este foarte bine dacă ar putea să nu fie susceptibil de apartenență a unui grup, acum cel puțin la început, care ar dori să monopolizeze acest colegiu. Nu știu. Deci chestiunea e foarte simplă. Din punctul meu de vedere, dezbaterile
pentru că toți suntem în cadrul unor alegeri naționale, trebuie să fie și la nivelul colegiului, cei care vor dori să acceadă să conducă, trebuie să vină să ne spună dacă știu să vorbească românește, dacă știu termenii specifici profesiei noastre, dacă cunosc sistemele și ce vor putea realiza în cei 4 ani de zile, pentru că toate lucrurile vor fi consemnate și după aceea să existe o comisie de urmărire a aspectelor respective. Ia să vedem a doua chestiune importantă, independentă. Domnul director, credeți că se poate realiza o organizație independentă? Păi eu aș spune că ăsta este spiritul acestei legi, adică de ce ne facem o organizație profesională? Ca să fim independenți, dar o independență care să poată să lucreze cu celelalte entități în folosul profesiei. De asta este foarte importantă calitatea celor care vor reprezenta această profesie Colegiul Geodezilor. Numai puțin. Haideți să ne concentrăm pe această afirmație. Pentru că ei. Independență. Cum trebuie tradus acest cuvânt? Păi trebuie tradus acest cuvânt prin faptul că nu trebuie să aibă influențe sau să sufere influențe și să apere profesia, să supere influențe din afara profesiei, de la alte organizații, de la alte instituții, de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care la un moment dat, ca întotdeauna, va găsi procedurile necesare ca să realizeze cadastru în România, dar în atingere cu profesia, pentru că din totdeauna a fost această dilemă între cadastru și publicitate imobiliară. Ai, nu poate și întotdeauna a fost ce a fost mai întâi, parcela sau notarea în cartea funciară. Și atunci acest colegiu trebuie să apere profesiunea în folosul cetățeanului, de aia trebuie să fie independent. Hai să-l auzim și pe Ghiță. Ghiță, ce înțelegi tu prin independent? Deci, să fii independent ar trebui să nu depinzi de nimeni. Dar, deja fiind o lege dată de un stat, nu ești independent. Va trebui să respecti regula acelui stat. Într-un stat sunt mai multe organizații profesionale și pe alte meserii, care, vrei nu vrei, va trebui să te asociezi acelor organizații Numai profesionale. puțin, Ghiță, hai să încercăm să ne concentrăm pe independent, să explicăm această sintagmă independent. Ți-a spus, nu ești independent din moment ce trebuie să respecti regulile statului. Ba da, ești independent dacă te supui regulilor. Mihai, independent înseamnă că tu faci ce dorești. Nu e adevărat, într-o societate organizată, civilizată, într-o democrație reală, există ordine și disciplină organizată, autonomă. Ce înseamnă să fii autonom, domnul director? Nu vă auzim, ați închis microfonul. Respectăm regulile, normal că altfel ar fi anarhie, respectăm regulile, dar participăm la elaborarea acestor reguli. Participăm independent, apărându-ne profesia și regulile profesiei. Evident autonom, adică ai personalitate, ai Exact. capacitatea să susții argumentat ceea ce ceri și evident, evident că poți să Gândiți-vă negociezi, poți să negociezi, să nu depinzi numai de unii și de alții. câte prostii s-au făcut de-a lungul timpului, de la 1997, nu, de când am creat Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie actual, ANCPI, câte prostii s-au făcut pentru că nu au fost respectate, apropo de independență, nu au fost respectate și nu au fost apărate principiile cadastrului din totdeauna și s-au inventat, cu ghilimelele de rigoare, tot felul de alte mascări.
și de aplicație ale legii. E, De vedeți aia. dumneavoastră, aici e problema. Independența nu deviază de la sistemul unic. Independența înseamnă să fii profesionist, să înțelegi până unde e limita independenței. Hai să vedem autonomia. Cum o vezi tu, Ghiță? Autonomia. Autonomia, în primul rând, se face cu bani și cu persoane integre. Trebuie să ai o autonomie financiară, în sensul că nu cineva care îți Asta face e o donație. chintesența. Aici ai spus adevărul. Nu depinzi de nimeni. Ca să fii autonom, trebuie să te susții cu oameni integri. Ai spus-o, ai definit-o atât de perfect încât nu cred că trebuie să mai comentăm ceva. A politică. Hai să vedem aici domnul politician, director OCPI Suceava. Chestia asta, în opinia dumneavoastră, dar sincer, la experiența pe care o aveți și la în modul în care sunteți un om care sunteți deschis și mai ales că aveți și darul ăsta de a avea un discurs, poate fi vorba de o chestiune politică sau apolitică. Păi, stați să vedem între dorință și putință. Adică dorința evident este ca în momentul când vorbim de o asociație profesională și de o lege a unei profesii, să vorbim de act politic. Dar să nu uităm că suntem în realitatea românească în care politicul încearcă, mai devreme sau mai târziu, să controleze tot. Problema este acolo, în oamenii pe care îi vom găsi, să reușească să țină, apropo de independență, în afara politicului. Chiar dacă, la un moment dat, pentru că a fi în afara politicului nu neapărat înseamnă că cei care sunt și conduc organizația au sau nu au apartenență politică, ci înseamnă că pot să apere organizația de influențele politice, că pot să nu aibă apartenență politică, dar să lase politicul să intre în profesie. Aici perfect de dreptate, de-aia v-am cerut această analiză. Mai mult vreau să vă spun că am discutat cu un distins fost judecător, nu este vorba despre o doamnă, deci de fost judecător, pentru că discuțiile care le port nu le port doar cu un singur judecător și mi-a spus că pentru reușita acestui colegiu, pentru a-și atinge scopul, există două chestiuni distincte. Masa critică, care decide cine va fi președinte, și influența politică. Deci nu putem să ne. Am urmărit acea opinie și mi-a plăcut, foarte corectă și la obiect. Și da un exemplu scurt în 2 minute. Când s-a format instituția în 97-2000, pentru că suntem la aspectul politic, Convenția Democrată conducea guvernul, țara, și cu președintele Constantinescu, și în Convenția Democrată pionul principal era PNCCD și aveam un senator impetuos, că în general reprezentanții PNCCD în perioada aia erau foarte impetuoși, așa, și aveam un senator impetuos care a venit la mine, eu tânăr director, aveam atunci 30 și ceva de ani, și a venit la mine și mi-a zis: fii atent, acum suntem noi la conducere, faci cum îți spunem noi. Pentru că o caotă dădea titlurile de proprietate și noi le verificam și pregăteam pentru scrierea în cartea funciară, că încă cartea funciară nu era la noi. Și am răspuns așa, apropo de cum trebuie să fie un conducător, așa i-am răspuns eu director Oficiului de Cadastru. Zic: domnul senator, dacă dumneavoastră dați o lege care spuneți când sunt la guvernare se fac parcele PNCCD și când sunt ceilalți la guvernare facem parcele PDSR sau PSD, eu așa voi face. Cât timp facem cadastru, facem numai după cadastru, după procedurile și ceea ce am învățat și cum se face cadastru. Domnul director, ați ridicat mingea la fileu. Iată că ne aducem aminte de Racovician. Nu știu dacă îl cunoașteți, în 1998 am ajuns director la OCAOTA. Am lansat pe România reforma în cadastru agricol, muncim și câștigăm, care se poate identifica pe site-ul nostru, care era o reformă foarte simplă din 5
puncte în care solicitam norme simple, clare și precise, digitalizare, educație, instruire, răsplata pentru munca pe care, și mai e un punct, nu mai țin minte exact, că vă dați seama, m-ați luat prin surprindere, eram pregătit, puteam să vă pun la dispoziție și asta a venit pe NCCD-ul să spună prin ceea ce a vorbit. Dar cei care au urmat, din nefericire, au avut alte interese. Și dacă vreți să vă spun acum un lucru foarte important, că în 13 decembrie vom lansa 25 de ani, acel eveniment, vom marca cei 25 de ani de funcționare a Centrului PIFCA-SAEF România. Vreau să vă spun că la vremea respectivă era un director în Ministerul Agriculturii, domnul Gheorghe Crăineanu, care a achesat la ceea ce am cerut eu și a achiziționat programul MEPSIS pentru fiecare oficiu de cadastru din țară. Au fost planificați, atenție ce vă spun aici, 100 de milioane de lei pentru educație, adică pentru informare, pentru ca oamenii să înțeleagă ceea ce citesc. Și iată că au venit, din păcate, la noi în partidul ăla la care l-am reprezentat, acum sunt apolitic din 2001, deci pot să zic că nu mă interesează politica partizană, ci mă interesează politica globală a României, mă interesează ca binele cetății să triumfe. Vă întreb eu pe dumneavoastră, dacă se făcea ceea ce am propus atunci, Mihai Racovician, domnul Gheorghe Crăineanu și alți colegi care și din Botoșani erau unul Sandu, domnul director Sandu, erau mai mulți, Sandu Martine, da, l-am da? cunoscut. Deci rețineți, am listă cu oameni care am vrut să facem, dar n-am fost lăsați. Unde era cadastrul românesc dacă se făcea școala cum am propus-o noi? Păi, în completarea celor spuse de dumneavoastră, cu tot respectul, vă spun următoarea situație. Eu atunci conduceam un colectiv de 50 de oameni, fiind șeful colectivului de topografie de cadastru la Institutul de Proiectări, la IPJ. În 91-92, când am început legea 18. Și am mers la directorii de atunci și le-am spus, și răspunsul va fi aici, și le-am spus, haideți să facem următoarea chestie. Facem proiect de plan parcelar, îl ducem și îl semnăm aprobat la președintele comisiei locale, deci noi prestatorii, și îl semnăm spre neschimbare la președintele Comisiei Județene, prefectul. Și aplicăm după acel plan parcelar legea 18, facem punerea în posesie și din urmă spunea legea 18 că 90 de zile vine legea cadastrului și deschidem după aceea cărțile funciare. Unde eram? Știți care a fost răspunsul și de fapt aici a fost toată explicația celor întâmplate după aceea în 20 de ani, în 30 de ani și acum 2 zile încă am avut o mapă de titluri de proprietate desemnat pe Păi da, masă. dacă avem vreo 37% sau câte sunt înscrise, până la 100% știți să numărați. Păi știți care a fost răspunsul acum 30 de ani? Băi, Vasile, băi, noi trebuie să terminăm repede, nu avem timp de planuri parcelare, de Iertați-mă, au măsurători. existat instrucțiuni de la Ministerul Agriculturii din 90 transmise, le am. Păi Aici da. este intervenția politicului. De-aia am adus în discuție că acest colegiu Exact. trebuie să fie repede. Politicul trebuie să tacă când vorbesc specialiștii. Ghiță, ce părere ai? Așa au conceput legea 18, așa au gândit-o. Cine e suveran în acest proces legislativ? Comisia locală de fond funciar. De cine e formată Comisia locală de fond funciar? Din Nu, ideea cetățeni, în sine, ideea în politicul sine, trebuie să din tacă cetățeni și care... specialistul să vorbească. Mihai, Comisia locală întotdeauna e formată din cetățeni care au anumite interese în acea zonă. De-aia nu s-a terminat și nu se va termina foarte repede, poate niciodată. Probabil că va să ajunge un fel de despăgubiri, un fel de cine știe ce o să fie, fiindcă A efectiv, ideea da, nu e să dezbatem legea 18. Noi am vorbim de înțeles ce a colegiu spus. în sensul influenței politicului în cadrul acestui colegiu. E necesar politicul să se implice sau nu? 100% în orice este necesar politicul.
Fără ei nu o să poți să mergi mai departe. Eu spun că nu. Politicul la ora actuală va influența, dar el trebuie doar să răspundă solicitărilor acestei, să zicem noi, caste care se creează. Haideți să mergem puțin de tot mai departe și să facem analiza, pentru că mai avem două doar chestiuni de dezvoltat și o să trecem la lucrurile noastre de mare, mare finețe, și anume, non-profit. Domnul director, am să vă pun o întrebare din articolul 8, aliniatul 3. Și haideți să cităm, pentru că este cel mai important să cităm exact articolul și să vă pun o întrebare cu chestia cu non-profitul. Mă înțelegeți? Da. Vreau să mă învățați că aveți experiență și mi se pare mai util să. Cităm. Executarea lucrărilor de specialitate prevăzute la articolul 5 de către persoanele juridice este responsabilitatea exclusivă a colegiului. Întrebarea mea este următoarea. Cum se traduce responsabilitate exclusivă a colegiului? Adică firma X lucrează la Suceava, vă face varză, dumneavoastră ajungeți la concluzia că trebuie să-l penalizați și atunci plătesc toți colegii din colegiu? Eu cred că e o chestie introdusă acolo, sintagmă introdusă acolo, care efectiv nu poate fi aplicată. A, deci e o lege foarte bună în care cei E care o au. sintagmă care. Dar spuneți-mi și mie Cei cum care până au la urmă. produs această lege sunt analfabeți funcționali. Iertați-mă, sau putem să spunem care ascunzișuri. Au urmărit altceva, Da. monopolul. Da, acum vreau să când am spus sau și urma să continui, sau e o sintagmă pusă acolo care să lasă libertatea cu ghilimelele de rigoare, ca să nu spun, cum să spun, posibilitatea de a o interpreta viitorii conducători ai colegiului, ai ordinului geodezilor, cum vor ei. Să completeze o lege. Arbitrar. Pentru Nu, că putem să completăm vreo lege cu un ordin emanat de către cei care se constituie sub lege? da, pentru că Nu, în nu foarte putem, multe. domnul. Este ilegal și vă Nu, dau. nu, 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 nu. N-am spus că putem în sensul de legal. Am spus că Ne în lovim de astfel de. fiecare lege sunt lăsate niște mici șopârle, așa, care să poată fi interpretate de unii sau alții cum vor ei. Domnul Dămăcuș, îți place afirmația, mici șopârle, foarte interesantă sintagmă, foarte. Sună bine, nu? Ce părere ai despre această chestiune legată de răspundere exclusivă, responsabilitatea Am spus exclusivă? opinia mea. Au scris acest text în scopul clasificării persoanelor juridice de către colegiu a tipurilor de lucrări care pot să le facă și a Ghiță, tipurilor de lucrări. nu putem să ignorăm limba română. Potrivit legii 500, când ești în spațiu public, trebuie să respecti semnificația termenilor, trebuie să știi gramatică, ortografie și să vorbești la nivel academic. Se pare că oamenii ăștia au ascunzișuri, ghilimelele de rigoare, academice. Haideți să vedem și interes public. Domnul director, sunteți de atâta timp director. Ce înseamnă interes public? Păi, interes public în spiritul acestei legi, vorbim la Nu, ea și nu, nu. la modul general, domnul, interes public, ce Păi, înseamnă? la modul general, înseamnă că acel act normativ, acea lege în speță, trebuie să servească interesului public, adică să servească tuturor cetățenilor care se lovesc de prevederile acelei legi. Corect. Absolut. Ce părere ai, Ghiță? Interesul public, cum îl apărăm? Prin onestitate, în sens să nu fii părtași la tot De ce felul să de. nu, putem să spunem că putem folosi termenul pe care l-au folosit în lege, onorabilitate? Da, corect. Da. Interesul public trebuie să primeze interesul personal, fiindcă s-ar putea
ca și prestator să te lovești de diverse provocări în care un cetățean solicită ceva, dar interesul public să fie altul. Absolut. Și acum, pentru că ne apropiem de final, trebuie să închidem această emisiune într-un mod elegant, cu un lucru excepțional. Și vreau să anunț că vinerea trecută, deci a trecut deja o săptămână, la Tribunalul Arad, într-o sală deosebită de ședință, unde au participat Tribunalul Arad, Judecătoria Arad, Agenția Națională de Cadastru, Oficiul de Cadastru, Baroul Avocaților, cele două asociații profesionale, Centru PIFCA, AF România și experți din cadrul, avocați și experți din cadrul zonal Timiș, Arad, a fost lansat modulul pentru experți. Pot să spun un lucru fabulos, că a fost o mare reușită. Eu sunt foarte mulțumit. Deși n-am fost la prezidiu, am văzut înțelepciunea judecătorilor, care știu să cântărească corect. Și la final a spus, nu în ultimul rând, domnul Racovician, liantul și inițiatorul proiectului. Deci s-a pus punct și s-a spus foarte limpede că atunci când un liant reușește să adune profesii de diferite domenii, punându-le să lucreze împreună cu oamenii din vârf, oamenii profesioniști adevărați, se pot obține lucruri interesante. Ieri, pe site-ul Ministerului Justiției a apărut următorul text. Anunț privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare în specialitatea topografie, cadastru și geodezie, exclusiv prin intermediul sistemului informatic și carte funciară. Prin adresa numărul 46286 din 12 noiembrie 2024, înregistrată la Ministerul Justiției cu numărul 1/75528 per 2024 din 12-11-2024, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a informat Ministerul Justiției cu privire la faptul că a fost finalizată cu succes implementarea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a funcționalităților tehnice necesare pentru avizarea tehnică a expertizelor judiciare în specialitatea topografie, cadastru, geodezie, exclusiv prin sistemul, intermediul sistemului informatic de cadastru și carte funciară, astfel cum prevăd dispozițiile legii cadastrului numărul 7 per 1996, republicată, cum a fost modificată prin legea 377 per 2022, precum și dispozițiile noului regulament privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experții judiciari în specialitatea topografie, cadastru, geodezie, aprobat prin ordinul directorului ANCPI 1218 pe 2023. În același cuprins al acelei adrese, ANCPI a arătat că principala schimbare în ceea ce privește avizarea tehnică a expertizelor judiciare în specialitate constă în faptul că expertul tehnic judiciar interacționează exclusiv cu sistemul informatic în toate etapele de derulare a activităților specifice, fără a mai fi necesare intervenții sau verificări ale personalului de specialitate al oficiilor teritoriale. Acest mod de lucru urmărește aspecte privind obiectivizarea relației experților cu evidențele oficiale, informarea experților directă, completă, fără limite sau intermediere, notificarea permanentă, indiferent că ce apar schimbări în cadrul sistemului informatic în zona de interes definită de expertul judiciar, ce urmează a fi publicată în geoportalul gestionat de ANCPI, realizarea propunerilor tehnice utilizând efectiv instrumentele disponibile pentru întocmirea documentațiilor tehnice de cadastru, ceea ce garantează capabilitatea lor deplină cu reguli de recepție. În continuare, ANCPI a arătat că, în vederea conștientizării impactului asupra activității specifice și a instruirii experților tehnici judiciari autorizați în specialitate, cu privire la noile funcționalități ale sistemului, efectuate o serie de demersuri după cum urmează. Experții tehnici judiciari care își desfășoară activitatea în domeniul de specialitate au fost informați prin intermediul poștei electronice despre implementarea în sistemul informatic a noilor funcționalități,
dezvoltate în aplicarea legii și a regulamentului. Totodată, în vederea efectuării unui studiu individual, le-au fost puse la dispoziție manualul de utilizare și videoclipurile, tutorialele aferente, un mediu informatic similar cu cel de producție, în vederea simulării cunoștințelor asimilate, o adresă de e-mail special dedicată pentru obținerea suportului sau clarificărilor necesare, precum și pentru transmiterea informațiilor obiective necesare îmbunătățirii sistemului. Experții au fost informați că vor avea loc două sesiuni video care au și avut loc de prezentare a modului de utilizare realizate cu specialiștii ai ANCPI. Și aici vreau să fac o precizare expresă. Este prima dată de când îndeplinesc calitatea de expert, când agenția ne-a convocat pentru a ne face pregătire continuă. E fabulos, am spart un mit, am demonstrat că se poate, am demonstrat că există oameni de mare calibru care trebuie ascultați. Deci despre cele două sesiuni sunt datele precizate, 17 octombrie 2024, 24 octombrie 2024, unde au fost prezentate aceste subiecte. În fine, ANCPI a informat Ministrul Justiției prin această adresă că începând din 29 noiembrie 2024, modificările aduse sistemului informatic urmează să se introduce în producție, iar experții judiciari în specialitatea topografie, cadastru și geodezie se vor aviza exclusiv prin intermediul sistemului, fără mai fi necesară intervenția unei persoane în acest proces. Domnule director, ce părere aveți despre modul în care a prezentat Ministerul Justiției această noutate? Păi vorbesc din dublă calitate, din 1983 sunt expert judiciar în profesie, cu suspendarea activității, evident, în perioada cât am activat ca director la Oficiul de Cadastru și fiind 3 mandate întrerupte de reveniri, sunt într-o dinamică continuă și cu profesia de expert. Din ambele calități pot să spun cu tărie că este mai mult decât binevenită, este un pas important înainte și în același timp un pas corelând cu ce am discutat subiectul anterior în dinamizarea profesiei și în selectarea celor care pot face față acestor cerințe, pentru că, din păcate, încă mai avem pseudo-specialiști care se mai ocupă din când în când și cu expertize și nu Aici vă pot rog face să mă față răspundeți la următoarea întrebare. cerințelor. Din cauza Vă rog. unor de persoane de genul acesta, nu mergem înainte? Păi tocmai aia am spus, că aceștia se vor elimina din mers, pentru că și e binevenită, mai mult decât binevenită, necesară această procedură și acest soft care va îmbunătăți fluxul și, apropo de interesul public, în interesul cetățeanului, în interesul public. Așa punem în valoare. Ghiță, ești unul dintre cei care, noi doi am muncit la acest subiect. Cum apreciezi tu? Ești mulțumit de pasul făcut? Cum îl preconizezi? Care este următorul lucru care poate să prevadă, să zicem, o noutate importantă? Trebuie să spunem de ce s-a născut acest ordin, această modalitate de a aviza expertizele. Poate supăra agenția din incapacitatea agenției de a aplica sistemul unic de cadastru care este în țară. În sensul că dacă expertizele ar fi fost tratate unitar la nivel național, nu s-ar fi născut Ba acest. da, e o mare eroare aici, dă-mi voie să te contrazic, n-are ce căuta în această analiză, în înfăptuirea actului de justiție, terțe persoane care nu fac parte din proces. E o inepție care a fost strecurată de cineva din interese să-ți ascundă niște nenorociri. Este punctul meu de vedere. Da, sunt de acord cu tine, dar s-a născut acest proiect, această lege, din incapacitatea de a uniformiza. Știi bine. Nu pot să folosească eterai, să o spunem pe șleau și e limpede, domnul director. Părerea mea este că acest modul care se aplică acum experților trebuie extins și la inspectori
Și am avut curajul să-i spun directorului general și o spun foarte limpede și acum că nu-mi este teamă că în anul 2015 am fost chemat la domnul Ursu când era director general și la lansare mi-a pus o întrebare. Ce părere am eu? Este fezabil termenul care a fost oferit pentru? Și am zis, nici într-un caz. Nu suntem pregătiți, nu avem tot ce trebuie, nu avem deslușite lucrurile. Dar acum am curaj să spun foarte limpede, cu modificări legislative corecte, având în vedere faptul că volumul de muncă pe care îl avem de dezvoltat pentru înregistrarea sistematică pe întreaga națiune, la oficiile de cadastru aveți un mare deficit de personal. Dacă noi, ca experți, vom fi capabili să eficientizăm la maxim acest lucru, ceea ce e foarte simplu, nu e complicat deloc, dacă sunt și eu în stare să fac, am simulat și am rezolvat, în mod cert, în 5-6 ani de zile se poate finaliza, evident, dacă interesul politic, să fie limpede, va fi binele public în favoarea cetățeanului român. Și acum am să vă rog să conchideți această emisiune, fiecare pe rând, pentru că timpul nostru a expirat. Și evident că fiecare trebuie să ne retragem la lucru, pentru că cei care muncesc și se scoală de dimineață de parte ajung. Domnul director. Vă rog, nu închideți. Vă rog, deschideți microfonul pentru că nu vă auzim. Se fac pași semnificativi înainte, sunt de apreciat și sunt convins, apropo de ce urmează în oficiile de cadastru, că acesta este numai un prim modul spre ceea ce le spun colegilor mei mai tineri. Sper ca Dumnezeu să-mi dea putere să văd în maxim 10 ani cum inteligența artificială va face ordine și în domeniul nostru, pentru că Aici, domnul director, dați-mi voie să vă spun un singur lucru. Inteligența artificială, din perspectiva mea, evident, este un produs al omului. Ea nu va depăși nici într-un caz omul și vă spun și de ce. Pentru că algoritmul care este creat este format din cei mai inteligenți IT-iști. Dar și aceștia sunt mărginiți. Inteligența artificială va putea intra în producție după ce avem noi făcut cadastru. Asta e părerea mea. da, dar inteligența artificială exclude slăbiciunile omului, exclude tot ce înseamnă neprofesionalism, ingerințe de tot felul, care inteligența artificială nu le poate face. Și să nu ne ducem neapărat la inteligența artificială, care înseamnă să-și combine ea singură ce găsește în online, ci să mergem pe softurile bine specializate care elimină interpretarea umană și care elimină situațiile în care doi inspectori dau soluții diferite pe aceleași date. Deci Asta, haideți să. da, asta într-adevăr subscriu 100%. Haideți să vedem și pe Ghiță. Aștept aplicația, am lucrat în ea, o văd un produs modern, sigur va face față, noi nu vom face față întotdeauna la capacitatea ei. Doamne ajută să fie într-un ceas bun, să mergem înainte, să dinamizăm expertizele judiciare, fiindcă prea mult durează. Deci, pe lângă faptul că se nasc greu aceste expertize, mai stăteau și cu lunile la vizare și de multe ori soluțiile date erau Cu obiecțiuni, contrare cu obiecțiuni. Deci, domnul director, cu obiecțiuni. obiecțiuni. Inspector care dă obiecțiuni, un om care nu Tâmpiți face parte. la oficiu Suceava nu s-a întâmplat niciodată așa ceva, pentru că opinia expertului este unică și asumă responsabilitatea, iar oficiu nu face decât să ia în evidență o expertiză. Atât face. Nu, expertul nu, inspector nu este deasupra expertului și nu va fi niciodată. Și nici expertul deasupra autorității din domeniu, el este mărginit doar pe subiectul cu care este investită instanța să judece. Da. Un expert nu este deasupra inspectorilor. Deci, ca atare, noi suntem parteneri.
Dacă n-au înțeles noțiunea asta de partener, nu știu cum o vor înțelege pe cea de colegiu, având în vedere că această mentalitate grobiană, în care nu ne cunoaștem, nu ne iubim și nu ne respectăm profesia, dorim să dominăm. E, această chestiune privind dominarea prin prostie nu ne va duce la locul potrivit. Ne ducem la proclamația din Banat și înainte de a cita din ea un lucru extrem de important și necesar, vreau să mulțumesc domnului director de la Suceava, domnul Vasile Mocanu și domnului expert Gheorghe Dămăcuș, prietenii emisiunilor noastre, în care mai glumim, mai în serios, mai în glumă, spunem lucrurile pe nume. Și noi milităm pentru reorganizarea administrației publice locale și centrale pe baza principiilor de eficiență și prin asumarea responsabilității administrative, precum și promovarea în posturi de conducere a unor oameni bine pregătiți, profesioniști care pot duce la bun sfârșit proiecte de management finalizate la termen și derulate transparent cu evaluarea periodică a rezultatelor. De aceea, încurajăm eliminarea atitudinii defetiste, a fricii față de asumarea răspunderii, a obiceiului de justificare a neputinței și imobilismului prin sintagma nu se poate. Foarte des întâlnit în activitatea funcționarilor publici români, cred că și la Suceava se întâmplă. Din aceeași rațiuni, încurajăm digitalizarea activității din instituțiile publice ca instrument de modernizare a acestora, ca mijloc de debirocratizare, de reducerea corupției, precum și de eliminarea activităților redundante care consumă inutil resurse umane, financiare și logistice. Felicit pe această cale Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru efortul de a moderniza, eficientiza și a pune în valoare sistemul informatic ETERA. Le doresc succes și atunci când vorbesc specialiștii adevărați, pe care avem obligația să-i căutăm și să-i promovăm în conducerea colegiului care se va naște, oamenii politici să asculte pentru că vor avea mult mai multe rezultate bune decât să impună reguli ale unor grupuri de interese oculte. Cu acestea fiind spuse, îl rog pe bunul Dumnezeu să ne dea înțelepciune la toți. Doresc votul universal pentru constituirea colegiului și a conducerii colegiului, astfel încât construcția acesteia să fie făcută pe baze solide, iar inadvertențele din lege să fie corectate. Pentru că vom vegea în așa manieră încât să cerem să fim luminați. Deocamdată suntem într-o zonă gri și nu știm ce interese au ascuns acești oameni. Cu acestea fiind spuse, vă doresc toate cele bune, o zi minunată și să ne auzim sănătoși!